Mai este puțin timp până la plecarea în Suedia a echipei naționale feminine și vom pleca acolo cu un echipament războinic. Poți să ne spui câteva cuvinte? Da, cu ocazia asta vreau să arăt iubitorilor handbalului și echipamentul cu care fetele noastre o să plece la și o să joace la campionatul european. Primul meci începe pe data de 5. Este un echipament construit în jurul simbolului nostru, care este lupul dacic. O să vedem pe partea din față lupul dacic în partea de jos a tricoului, iar pe mânecă sunt solzii după coada acestui lup dacic în culorile tricolorului. Este un echipament cu care noi ne mândrim, considerăm că este un echipament frumos, plin de simbolurile pe care dorim să le promovăm. Încercăm cu ajutorul lupului dacic să scoatem dacul din fiecare român și în același timp este și o invitație pentru suporterii echipei României din țară, dar și din Suedia și din Scandinavia să vină alături de echipa României și să o susțină. Nu pot să nu menționez faptul că designul acesta a fost realizat cu ajutorul partenerului nostru BRD și avem doi oameni care au muncit fizic la crearea acestui design, Roxana Cozaru și Florian Mihai. Le mulțumim foarte mult!